Primăria Năvodar și Consiliul Local Năvodar susțin și în acest an programul Ghiozdanul pentru Toți, demarat în 2009 la inițiativa primarului Nicolae Matei. Pentru al șaptelea an consecutiv, părinții elevilor vor fi degrevați de achiziționarea ghiozdanelor și a rechizitelor. În prima zi de școală, elevii din Năvodar vor găsi pe bănci ghiozdane pline cu rechizite în funcție de fiecare categorie de studiu. Reprezentanții primăriei s-au îngrijit să nu le lipsească nimic. Ghiozdanele pline cu caiete, creioane colorate, pixuri, stilouri și plastelină îi vor ajuta pe elevii în desfășurarea activităților educaționale. Conform hotărârii de Consiliul Local numărul 235 din 27 august 2015, programul Ghiozdanul pentru Toți va fi implementat în toate instituțiile de învățământ, indiferent că fac parte din sistemul educațional preșcolar, primar, gimnazial sau liceal. Acestea sunt Grădinița Peștișorul de Aur, Grădinița Veseliei, Grădinița Albatros, Grădinița albă ca zăpada, grădinița lumea florilor, grădinița peninsula creșa numărul 20, școala generală George Enescu, școala generală Grigore Moisil, școala generală Tudor Arghezi, școala peninsula Liceul Lazare Deleanu. Anul școlar 2015-2016 va debuta pe 14 septembrie și se va încheia pe 17 iunie. Elevii vor avea 177 de zile în care vor lua parte la cursuri, iar 34 de zile vor fi libere.